Bine, bine. Говорит, что вызвали полицию. Ждем полицию. Да, ждем полицию. Нам бояться нечего. Мы закон не нарушали. Мы не сделали ничего противозаконного, на основании чего бы нас выгоняли с центра. Угу. Знаете, как это называется? Бисерика кувенту адеверли. Это что такое? Ну, да, наверное, баптист. Ты не полицей, а он? А, вы не, да. А, че мишто. Ce e mișto. Așa cum trebuie, nu cum vreau. Da, cum trebuie, cu pistoale. Deci de la biserică sunteți, doamnă. Ce frumos, ce plăcut Domnului așa atitudine. Exact așa îi învățați pe oamenii ăștia să se poarte, nu? Îi chemați la ședințe și îi învățați să se poarte cânește. Чего сказать, что они не видят? Мы с камерами в руках. Intimiditatea. A rostit la colega mea, dar nu l-acuzăm pe el. Nu avem treabă cu doamna să-mi spună. Ok. Ne-am vrea să spună, nu? Nu filmăm în timp ce se vorbește, vă rog frumos. Nu deciți dumneata, nu deciți dumneata. Băi, proprietate privată și nu voie să filmeze. Că e un drept fundamental, doamnă. Are voie să filmeze, nu are voie să o le posteze. E un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Scrie în Constituție. Dacă citiți numai Biblia, n-aveți de unde să știți. Deci, ei au venit la noi la sfârșitul lui mai și am repetat rânduri. Dacă le postați undeva și apare față, nu o să fiți dat în judecată. Sigur că da. O să vă dau și datele acuș. Mă mai judec cu unul, tot așa curajos. De ce aveți atitudine asta față de mine? Pentru că așa, șmecher. Păi de ce? Pentru că îmi permit. Libertatea de exprimare se numește, da. Nu, libertatea de exprimare și scrisă în Constituție. De exprimare. Ba da, ba da. Am putea să vorbim într-o încăpere? Între patru ochi, da, secrete. Hai, m-au chemat oamenii ăștia care trebuie. Că n-au vrut să semneze contract, dar contractul le-a spus să semneze azi. Și dacă a zis totul la Flământ, la Ploiești. Și i-a zis, cum ne ajută în locul lor? I-a jurit, a zis, cum se ne ajută în locul lor? Și alungă din centru. De refugiat. Și astăzi le-a spus să vină să semneze contractul pentru prelungire, nu? Săptămâna trecută le-a spus, dar azi le-a zis că e de afară și acum a zis că îi lasă până mâine. Și am intrat să mă lămuresc că de ce îi lasă până mâine, de ce nu până la sfârșitul lunii, de ce nu o lună întreagă. Aici sunt niște reguli care trebuie respectate. Care? Vi le-a expus doamna și probabil... Nu e nicio regulă, trebuie să fie afișat undeva la chestii de regulă. Dacă aici, ar trebui să le cunoașteți. Nu e adevărat, nu s-o obliga să le cunosc pe de rost. Când intră într-un spațiu public, nu e afișat nicio regulă, nu trebuie să o cunosc. Neta, știi ce reguli sunt aici? De ce sunteți foarte agitat? Neta, știi ce reguli sunt aici? Să-mi prezentați un buletin, vă rog. Nu am buletin. Nu am buletin. Prezintă dumneata. Nu. Ce să prezint eu? Legitimație sau insignă de polițist. Dacă vrei să mă legitimezi, trebuie să... Nu sunt obligat să știți. Nu, atunci, dar nici eu nu mă prezint. Cine știe cine ești? Atunci o să mergem la SIX, dacă refuzați să vă legitimați. Să mă bateți, să mă împușcați, să aveți pistoale. De ce exagerezi? De ce vrei să mă legitimezi fără să ai un temei legal? Pentru că ești implicat într-un caz 112. Atunci prezint o legitimație. Nu sunt obligat. Să știi că nu sunt obligat să mă legitimez în fața ta, doar să mă prezint. Mă vezi că vin cu mașina de poliție, aici ce vrei mai mult? Mai sunt unii care au furat mașini de poliție, bine, am văzut la televizor. Dacă tu consideri că mașinile astea sunt furate, asta e problema ta. Da, deci cum te numești? Te rog din nou să te legitimezi. Cum să te numești? Să prezinți un buletin la identitate. Ți-am spus mai devreme. Te rog să mai spui o dată. Te rog să-mi spui tu. N-am auzit. Agent principal Neagu, secția 21. Da? Eu sunt Oleg Brega. Da, din București. Să-mi spuneți buletinul, vă rog. Ce cu buletinul? Să-mi prezentați data nașterii sau în cine 26 spuneți. Octombrie 73. Bine. Dar soție legendă. Agent Patrașul Giurgiu, secția 21. Să spuneți încă o dată numele dumneavoastră. Brega Oleg. Brega? Da. Oleg? Da. Brega e numele. Ok.
A spus 26 octombrie 73? Da. Ok, domnul. Cine le traduce, domnule? Eu pot să traduc. Dumneavoastră traduce, da? Ei ce v-au spus dumneavoastră? Mi-au spus că li s-a prezentat document de semnat în ajun. Soțul era la Ploiești, nu putea să semneze. Le-a spus, așteptați până mâine. Nu, că mâine e ultima zi și nu poate să-l aștepte. Semnează în locul lui. A pus-o pe femeie, semnează în locul lui. I-a zis că nu semnez, că-s juristă. Atunci du-te până la el, copilul, pe vremea asta, până la Ploiești și adă semnătură. A zis că nu fac așa ceva, că nu sunt obligat, a trebuit să ne spuneți din timp. A, dacă nu vreți să respectați regulile, o să plecați de aici. Unde să ne ducem, că nu avem unde? Treaba voastră, vă duceți în stradă. Cum să trimiți doi oameni cu copil în stradă pe vremea asta? Mi se pare inuman și inadmisibil. Dumneavoastră le-ați explicat că există niște reguli aici. Există reguli care trebuie să explicate, trebuie spuse din timp, nu se spune în ajun, nu? Da, am înțeles că această problemă este constantă, nu s-a întâmplat doar asta. Săptămâna, luna trecută au semnat. Pentru că li s-a prezentat tot în timp, dar li s-a dat o zi și au adus acte, au semnat luna trecută. Deci nu era voință din partea lor, au demonstrat că respectă dacă li se spune din timp. Măcar o zi dacă li se dădea. Le-a spus acum trebuie să semnez că e ultima zi. Păi dar de ce vă prezentați în ultima zi? Ce fel de organizare aveți voi? Și ce crezi că cu documentele astea ei vor să obțină bani de la stat și pretind acum că sunt instituție privată, cu bani de la stat să o creadă ei? Dar probabil au și ei o politică anume care... Să aibă o politică, dar să nu încalce drepturi fundamentale. Ce drepturi încălcă? Iată, aruncă oamenii în stradă, deci încalcă dreptul la locuință. Mie îmi interzice să filmez, e un drept fundamental, libertate de exprimare. Nu? Păi de ce? Nu v-a lăsat să vorbiți? Nu m-a lăsat nici să vorbesc, m-a dat afară din birou. Și a zis că n-am voie să filmez nici pe coridoare. Bă, dar bine că îmi permit să respir măcar. A spus că nu aveți voie să intrați nici măcar în clădire, dar în birou. Cum să nu? Am intrat, am bătut la ușă și a zis da, oamenii ăștia erau martori. Da, și am intrat în biroul lor și am vorbit până când a văzut că îi deranjez. Și m-a dat afară. Da, vreau o milă, să ne cerem scuze, cu Doamne ajută să vorbim, nu? Sunteți foarte agitat de felul. Așa sunt eu, agitat de felul meu, să vă văd eu la vârsta mea cum o să fiți. Nu te interesează, tine cum o să fiu la vârsta ta. Mă interesează de cine filmați. Pentru că am drept, se numește libertate de exprimare, e scris în Constituție. O să apară pe YouTube, pe Facebook, pe Curaj TV. O să fiți dat în judecată, sunteți conștient. Da, dacă vreți să vă faceți de râs, puteți să mă dați în judecată. Eu de ce să mă fac de râs? Că dați în judecată omul pentru filmare. Păi nu aveți voie să postați aceste filmări cu imaginea mea și cu fața mea. Nu e adevărat. Sunteți în serviciu public, în uniformă de stat. M-a mai dat un polițist în judecată. De 3 ani așteaptă săracul justiție. Îmblă prin toate instanțele. Cred că a plătit 3 ani la rând avocatul și a arătat și el incompetentă și avocatul. Pare că aveți ceva cu orice instituție din România asta, așa mi se pare. Da, pentru că nu funcționează de bine. Vedeți cum funcționează statul ăsta? Normal că am ceva cu toate instituțiile, mai ales care nu funcționează bine. Vedeți ce s-a ajuns cu azilele groaze? De asta aveți. Pentru că nu s-a reacționat la petițiile oamenilor, nu s-a reacționat la proteste. De asta suntem revoltați. În ce calitate m-a rugat să mă identific? Am bătut la ușă și a zis da. Da. Am bătut la ușă și a zis da, și ați vrut să vorbiți cu noi o vreme, până când v-ați răzgândit. V-am întrebat cine sunteți pe numele. Și v-am spus numele, nu? Și v-am rugat să vă identific. Ce să mă identific? Iată, la poliție mă identific. Dacă se justifică, altfel nu mă identific la oricine. Dumneavoastră mi-ați spus nici măcar cine e instituția la care lucrați. Păi n-avem niciun drept să vă spunem. Niciun drept n-aveți. Ba da, se numește libertate de exprimare. Am găsit, e biserica nu știu care, halal biserică, nu știu ce învățați. Aici este organizația. Aceasta e o clădire de birouri și bisericile închiriază birouri. Am văzut, am înțeles. Halal biserică, rușine biserica speranței. Așa ajutați oamenii, da? Dacă nu vă iese banul de la stat, îi dați în stradă. Că-i iarna, că-i vară, îi dăm în stradă. Să înțeleg că statul v-a dat banii care vi se cuvenea pe... Da, o să le dea, că au semnat documente. Deci am făcut documente dumneavoastră și... Deci luna aceasta au semnat cu greu, doamnă. Înseamnă că ați falsificat semnătura, că bărbatul era la Ploiești. O scrie în plângere penală dacă ați falsificat semnătura. Vă rog să mă lăsați să vorbesc eu cu doamna. Am auzit ce a spus și mi se pare că v-a spus o minciună. Vă rog să nu mai interveniți. Bine.
P-I-D. Sunt date personale, bine. O să afle despre drepturi fundamentale șmecherului. Măcar acum, la etatea asta, dacă până acum n-ai știut. Da. Rămâne și George aici. George? De răzgă peste om. Alalt șofer. Când dă pe spatele, înțeleg, dacă merge înainte, de ce nu-și pune centura? Se crede deasupra legii și sfidează legile naturii. O să răzbune pe el inerția. Într-o bună zi, la o frânare bruscă sau la un accident. Eu cred că e apel nejustificat și ar trebui să o amendați pe doamna ca să înțeleagă altă dată. Ați ajuns să ne dea și sfaturi, nu? Asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Mi se pare că e un apel nejustificat, nu era niciun pericol pentru viața ei. La 112 nu se sună decât pentru cazuri justificate. Așa am auzit. Ați auzit? De la poliție am auzit. Interesați-vă mai. Pe alții amendați, dar pe ăștia de la biserică iertați. Sunteți din aceeași biserică? Vă întreb. Cine? Ai o întrebare? Da. Întrebările pun în noastră, da? De ce? Nu pot. Și eu spun întrebări, se numește libertate de exprimare. Și întrebarea vine în are, spune chiar tradiția populară. Da? Dacă vreți răspundeți, dacă nu, o să am impresia că sunteți din aceeași biserică. Bine, rămâneți la impresia noastră. De asta e apărat. Bine, domnule, deci astea sunt procedura care sunt. S-a legitimat la colegul. Da, ne-am dat data nașterii, avem nevoie de CNP-ul. A, vă можете показать временную защиту, документы румынские, да? Конечно, no problem. Acum. Сейчас, да? На телефоне есть, да? Biserica Speranța. Veniți că chemăm poliția. Domnul șef din poliție și doamna șoferiță merg fără centură. Cam periculos și ilegal. Stă cu centura la spate, deci nu o poartă niciodată. Și misiunea lor s-a terminat. Au fost, au documentat cazul și acum se întorc la secție. De ce nu poartă centură? Sfidează legile de circulație și legile naturii.